Caz șocant la Rezina, cadavrul unei adolescente a fost depistat într-o râpă din apropierea satului Mateuți. Oamenii legii spun că minora a fost găsită fără mână dreaptă, iar abdomenul ar fi fost sfâșiat de animale. Pe data de 1 decembrie 2014, de către un cetățean din satul Mateuți, am fost informat că câinele său personal a dus acasă, în gospodărie, un obiect asemănător cu mână de femeie. La apelul respectiv, satul Mateuți s-a depăsat grupa operativă, care a depistat în gospodărie cetățeanul respectiv fragment de membru superior, adică mână dreaptă, regiunea palmară. În continuare s-a efectuat cercetarea unui segment de teren în apropiere gospodării respective la distanță de 500 de metri, unde a fost găsit la marginea unei râpi, a satul Mateuți, cadavrul unei minori în vârstă de 16 ani. Cadavrul respectiv era gol, acoperit parțial cu hainele sale personale. La examinarea exterioară, cadavrul respectiv lipsea totalmente mâna dreaptă. Organele interne a corpului respectiv lipseau. Posibil că erau mâncați de animale sau chiar de păsări. Pe acest caz a fost pornită o urmărire penală. La moment, persoana bănuită care a comis infracțiune, noi nu o dispunem. Asta tot. Din ce familie? Persoana respectivă, minoră, este originară și locuitoare satului Mateuți, face parte din familie social vulnerabilă, a fost elevă școlii profesionale din Rezina și au fost câteva, spune, cauze penale în care victima, care persoana respectivă a figurat ca victimă. Oamenii legii din Rezina mai spun că victima plecase de acasă încă de pe 15 noiembrie și nu s-a mai întors. Poliția atunci a fost alertată de bunica minorei.